Atunci, în primăvara anului 1919, Nando și domnul Brătianu au considerat că prezența mea la conferința de pace de la Paris va aduce un curent de opinie favorabil României. Au avut dreptate. Așa a fost. Când veți citi aceste slove, eu voi fi trecut pragul tăcerii veșnice, care rămâne pentru noi o mare taină. Și totuși, din marea dragoste ce v-am purtat-o, aș dori ca vocea mea să vă mai ajungă încă o dată, chiar de dincolo de liniștea mormântului. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele, frumoasă țară care ai trăit în inima mea, minunată țară pe care am văzut-o întrecită, al cărei vis strămoșesc l-am visat și eu și mi-a fost îngăduit să-l văd împlinit. Dacă toate cele frumoase vă vor aminti de mine, voi fi pe deplin răsplătită pentru dragostea ce v-am purtat-o, căci pentru mine frumosul a fost un crez. Dar mai presus de toate, amintește-ți, popor al meu, că te-am iubit și că te binecuvântez cu ultima mea suflare. Iubiți și fiți folositori unul altuia, căci așa trebuie să fie.